Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Hai copii, hai, bună dimineața. Ia uitați aici cât îți e de vesel, cum dansează dimineața când le dau drumul, cât ori mă încăpea aici în adăpostul ăsta. Hai Doamne, hai așa, așa tata, hai pirueti, hai ne distrăm. Hai, facem gimnastică. Haide, mă, uleacă-mă și tu. Haide, hai. Hai, pătrosule, și tu. Hai. Așa, tată. Așa, hai, că pe urmă mergem la treabă, adică eu. Avem de prășit cartofii, barabulele, ceapa, usturoiul, ridichile, toată grădina. Hai, hai, încă un pic, hai. Așa, bă! Eu deja am fost și am luat o mână de ridic, o trebuie să aduc sapirii ca să le ascuț un pic. Ia uitați aici, am scos ridic. Acum asta eu cred că o să le mâncăm la micul dejun. A, cât de frumoasă s-a făcut, ia! Așa, și din coașa așteaptă sapile să le ascuț un pic și să mergem la treabă. A, uite cum stau aici căpșunelele. Căpșunele. Deja roșiile astea de aici au început să facă roșii, să facă fructii. Pătlăgelele astea au început să facă fructii. Aici castravieții. Ia uitați, așa ăștia trebuie să le fac un suport aici. Opa, că nu să... Trebuie să le fac un suport, că văd că se întind pe aici și... N-au unde să se ridice în sus, să crească. Ia, și curios e asta. Asta are 2-3 cât are aici. Ia, acum stau acolo. Ia. 3 unul lângă altul. Sunt partea de jos. Unii te urci tu, mă, aici pe tocător. Trebuie să le fac și la ăștia un suport, da. Acum să vedem cum terminăm cu cartofi acolo. Mai este treabă, este treabă. Au și frumos să văd aici castraveciori. Acu-și mâncăm din ei. În 2-3 zile. Ia uite și asta de aici, cât de frumos e. Cât de frumos este. Da. Aici este un lămâi. A început, are boboci aici, a avut el ceva fidi și nu prea a fost el ok. Aici trandafirul ăsta e extraordinar de parfumat. O să-i strâng petalele și o să-l folosim la siropuri, la parfumat, eu știu, un pic de tărie, ceva. Ai, Doamne, Doamne, ia uite, și aici ardei. Acum încep să facă, să-i micuți, pricăjâți, dar văd că au început să facă ardei. Acolo, ia să văd, și aici văd că încă unul trebuie să fie ardei de aia iuță, bulgărești, cum se spune. Cireșul are vizitatori. Bine, cum ai fost și vecină cu niște copilași. A fost și Tiberiu prin el,
Ia uitați-le cum arată, acum erau un graur aici. Sunt numai buni acum de mâncare. Ia să le văd pe astea de aici. Ai. Da. Parcă-s ouă. De pământ. Poftim? Mai au pământ? De pământ. A, ouă de pământ, da. Poți fi ouă de găină, ouă de struț. Da. Astea sunt ouă de pământ. Ia uitați câtă bureanu a ieșit prin cartofii ăștia. Hai, Doamne, Doamne. Te-am de treabă aici până când o să-i scot din bureana asta. E un nebunit bureana. Este și de cosit aici. Uite, pește caută mâncare, că tot le dau resturi de pâine ce mai este și îi caută pe deasupra. Aici fasolea a fost prășită mai înainte și doar e școlul câte o buruiană mai este. Aici la ceapă soția a zis că-i treaba ei, mai are aici două strătușoare, deci unul de ceapă și unul de usturoi care să-l plivească. Ăștia, uite, și mai rămas pe o buriană. Fac observații când vine. Și fasolea. Ia uitați fasolea. Fasolea asta acuș înflorește, s-o urca sus, s-o întreba cineva că de ce am legat sus. Păi normal că dacă pui câte unul singur așa, bate vântul, îl dă jos, dar fiind legați în 4 sau 3 sau cât o fi, are altă stabilitate. E clară treaba că se sprijină unul pe altul. Eu și frumos s-o urcat aici pe iarajii ăștia sus. Asta altă e o leacă mai târzie, mai se urcă mai greu. Am zis că nu este de arac, dar văd că este și asta. Da. Ia să mai vedem mai pe aici și să vă mai arăt eu ea. Și roșiile astea pe aici, uite, asta s-a lăsat în jos ea. A început să facă și ele aici câte o roșioară, câte sunt ele așa de micuțe. Și acolo, ia să văd, asta trebuie să fie dintre aia mare, mare, mare roz. Ia uitați-o. Da. Și pe aici, ia să vedem la vinete, ardeii ăștia sunt cam pricăjâți, dar n-am ce le face. Vinetele și ele trebuie să le prășesc pe astea, uite, asta au înflorit aici. Acuși mâncăm vinete și de aici, opa, văd că și pe aici au venit gândacul de Colorado. Ai mare posnă cu asta, dar mare posnă. Da, dar ridichi, la capitolul ridichi stau bine tare. Asta e mazăre aici, mazăre, acuși începe să înflorească. Da, gulii albi, gulii roșii. Ridiche, cum stau aici cu ridiche? Aici am flândurit-o, eu că am scos și am dus acasă. Ei, aici morcovul ăsta nu l-am plivit deloc. Iarăși aici un pic de migală și ridichele sunt pe aici roșii. Castraveți, avem de treabă. Ia să mă apuc eu de cosit, că e rouă acum, că altfel mă mozolesc tot la prășit. Ai, da, și fac aici. Și țocă ială. Ia. Uite cum vine. Până ce se moaie un pic pâinea. Și după aia nu rămâne nimic. Cred că a fost vreo slujbă ceva de pomenirii sâmbătă astăzi. S-a avut clopotele la biserică.
Ia uitați, aici mi-au venit și ajutoare. Ce faci, Ciprian? Plivești? Plivești sau plivești? De amândouă. A, ia uite ce frumos e în urmă aici, așa cum se vede morcovul ăsta, ia. A stat în buriană, ia. A. Ce să-i facem, asta este. A, merge treaba, merge, a? Merge. Nu-i cu în fața calculatorului? Nu-i, mai bine. Aici ai păcate-vă că stai în genunchi, a? Nu. Nu? Uite aici, ridichile și astea, trebuie să le răresc și pe astea. A, și ăsta leacă să mai crească și morcovul ăsta o să trebuie să rări, dar acum să scoatem din nebunia la asta de aici. Acolo cred că am pătrunjel în partea asta, două rânduri, o ieșit numai câte un fir, pe aici pe acolo, dar ia să-l văd. Da, ăsta e pătrunjelul, dar ăsta stă 40 de zile în pământ până și răsare. Ia să mă duc eu la costătul meu, că aici e treabă de migală. Aici am luciarnă semănată. Ia uitați-o, și-o crescut buriana prin ea. Și am zis să-i fac o tundere acum, cât de cât un pic să se taie buriana, pe ca să înfrățească și ea de jos. Și am zis că dau întâi numai pe o margină, dau pe aici, pe acolo, până la urmă cred că o să o dau toată jos. Ia uitați-o aici, și deasă-i și frumoasă ea. Ia uite-o, și deasă-i și frumoasă. Și ar mânca puișoare de struț. Da, aici cred că asta o să o las, ca să cosesc așa pe rând. În rest aici, ca cât am cosit, acum mi-am adus aminte că am zis că hai să trag și câteva cadre de aici, ca să vedeți cam cât e de muncă și nici nu vreau să vă plictisesc cu ceea ce fac, nu pot să las o jumătate de zi cum cosesc eu aici cu cositoarea. După o zi de muncă, ia auziți, trage clopotele și toacă pentru mâine, pentru slujbă. Ia uitați un pic cam cum arată grădina. Cartofii. Am primit aici, văd că inspecție, am reușit să-mi pus în saci tocătura asta, numai că trebuie să o duc de aici la dos. Doamnă, cum e cu inspecția? Ce inspecție? Am văzut că ați venit aici să vedeți ce am făcut eu noi astăzi. Eu n-am inspectat, eu așa am făcut jumătate de rând acolo de ceapă. Și cum, fără știrea mea? Păi dacă lipsești. Păi eu am fost ca să dau mâncare la struț, am fost plecat. Frumos mi-a lăsat socul. Da, unde vede soc? Aici clipocește apa. Da, curge pe acolo, pe dedesubt apă. Din iaz? Da. De unde din altă parte? Voi și câțiva săcușori și aici? Uite, văd că mai sunt și acolo. Parcă mai sunt și acolo niște săcușori, nu? Da. E oare cine i-a pus pe aia? A, uite cât o crezi cu fasolea. Ai văzut ce s-a ridicat în sus? Da. Cea care e la soare, cea de sub, nu vrea. A, păi asta cam așa e. Ia să vă văd eu acum, uite, cum pescuiți aici, care prinde primul caras? Primul cablu. Primul cablu l-am prins eu, uite că stă undița acolo, stă spânzurată ea. Hai, Oana, ia prima lansare a ta, ia să vedem noi. Dacă mai știu. Ia să te văd, ia. Mamă, dar unde s-o dus, ia? Ia, nu te du acolo să-i sperii peștile. S-o luat-o? Da, era.
O luat-o. Ai... Îl ai? Aia nu se poate așa ceva. Ia, o culcat-o iară. Da, o văd eu aici, crezi că... Aha. Nu, tot în partea cealaltă. Ia să vedem. Nu, acolo s-a adunat scurt. A, păi... Acolo sunt ieri. Ia. Stai, stai. Ia. Ne prinde duminica aici, cred că. Da, cred că nu-i pentru slujbă. Prea mult trage clopotele. Da, măi, sărbătoare. Că-i sărbătoare, că-i duminică, dar de prea de multe ori. Ia, ia, ia. L-ai luat, Oana? Nu, nu. Dar fii o leagă și tu mai energică când tragi. Când ridic. Aaa, ia, ia, ia. Ia, 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 Oana. Ia să te văd. Ia, 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 ia. Vă, leu, ia. Văd, asta-i mărișor, trebuie să te apleci să-l iei, că nu cred că să rupi firul. Ia. Mamă, ce cărașani! Ia. L-ai luat? Ia să-l văd, ia să-l văd, așa cât e. Pune-l așa pe o laterală, cum fac pescare, știi? Stânde-l departe ca să pară că-i mare, ia. Ia, ia să vedem. Mamă, nici nu-mi capi. Ia uite-l ea. Gata, hai, spate. Nu-i lovitare. Nu pot cu stânga. Ia, scoate-i de acolo repede să nu-l doară. Vai! Gata. Îl arunci sau îl luăm? E, la loc. Ăsta nu? E sportiv doar. Și cu noi ce mâncăm în seara asta? Mâine. Orez. Orez cu lapte. Hai, crește mai mari. Hai. Eh, poftim. Ei, poftim. Mănâncă-mi aici să pești în seara asta. Na. Lasă-i bază la copiilor, da. Uite așa, mănânci fasoli. Nu mai prind și mâine. Da? Aici îți dă lecții de pescuit? Unde dă lecții. Hai, să mai voi, mai prinzi vreo unul? Mai este, nu mai este. Hai, Oana, hai, Oana, că nu, eu trebuie să plec cu pește acasă de aici. Te rog frumos, te rog frumos, scoate. Hai, măcar trei, câte un pește de fiecare. Dar ce faci, doamna, aici? Probez apa, iau temperatura la apă. Da, dar și termometru aveți, șmecher. Doamne fierește. Hai, hai, Oana, hai, te rog frumos. Hai, nu mă lăsa flămând în seara asta. Nu ne lăsa flămând, Oana. Tu ești baza noastră, Oana. Haide, Oana. Marele pescare. Marele pescare, hai. Ia să vedem. Ia. Ai l-ai luat. Ia, yes, 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 mâncăm pește. Ia. Ia să vedem. Pare mai mare. Hai, lasă-mă. Mamă, chiar e mai mare. Hai, câte unul de fiecare. Câte unul, câte de fiecare, te rog frumos. Hai, câte unul de fiecare, te rog frumos. Mamă! Oh, 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 oh. Da. Mamă, dar ce frumos e asta, ia să-l vedem. Stai mai nervos. Asta nu încape în tigaie. Hai, câte unul de fiecare, te rog frumos, hai. Hai, Oana, încă unul. Ce-ai făcut? S-o agățat. Ia. Nu, n-am dat marineta. Hai. Poate vrei să o prinzi pe maică ta. Ia uite cum stă acolo. Tu ce faci? Îi descânți? Doamna, ce faci acolo? Îi descânți? Îmi pun povestea de seară. Hai, bun, hai să văd acum. Lasă că așa e bun. Încă o încercare. L-ai luat? Da. Yes! Ia. 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 Asta e mai mitit el? Asta e pentru mine. Da, e pentru tine asta? Hai. Ia. Ai și vorbești, mic și nervos, ia. Uite de la el, ia. Dacă s-o prins... De unde-i prins? S-o prins acum, s-o găsea firul? Ia. Așa e, să-i vedem și ăsta, să-l băgăm la
Nervos și ăsta. Ia să-l vedem și ăsta. Mamă, dar și mare nu-mi cape. Uite, fii atent, cât televizorul ia. Uite-o lecuțică ia, cât televizorul ia. Mamă, ce gură are. Hai, încearcă și scoate-i ușor să nu-l traumatizezi prea tare. Să îi fie sfârșitul cât mai lin. Uleu. Doamna, du-te și pune-i cea unul de cu mamăligă la foc. De mamăligă, pune-i și tigaia. Hai că vinim cu peștele imediat acum. Acum vinim. Hai, Oana, hai, hai, hai că mai avem cât? Doi de prins. Trei, hai. Pac. Ia să vezi. Și iepurile cade și peștele vine. Eh, cât stă Oana acolo să asta? Ia să fac eu o inspecție aici. Și morcovielul să începe să ridice. Am legat aici și roșiile. Am legat roșiile aici, a doua legătură. Da, aici cu pătrunjelul am cam sclintit-o, dar cred că mai durează până când o să iasă. În rest, e frumos, dacă nu mă laud eu, cine altul. Ia să vedem noi pe aici. Vedem noi pe aici ce-o rămas, mai este ceva de făcut. Asta e ceapa. Este frumoasă. A plivită, cartofii, sprășiți. Ia cum se vede acolo, soarele. Trebuie să usuce toată bureana asta de aici. Nimic, Oana? Momeala? Ai problemă cu momeala? Un pic de ploaie. O țărit un pic. Mai este doar usturoiul care mai trebuie plivit. Ca să avem cu ce mânca peștele, nu? Dar e frumos și asta. E frumos aici. Un pic de buruială. Cât de frumos aud greierii. Sacii ăștia o să-i duc la dos și la centrală. Mai este un pic de pus aici, dar o altă zi. Acuș mâncăm fasole de aici. Acuș. Porumbeilor, ce faceți acolo? Îl înveți să prindă pește, pe Ciprian? Aha. Ia, el! Molinează! Ia să-i văd! Mamă, lasă-l ușor! Lasă-l ușor! Ia! N-ai simțul trescarului! Nu-l dai în perete! Ia! Ia să văd! Cum stă cu peștele în mână? Ia pune-l așa în față, să vedem cum fac pescarii poză. Că, mamă, cât e de mare! Ia uite-o lui cât e aici! Uite cât peștele ia! Are, cât televizorul! Ce să mai discutăm? Mamă, că uite, ies afară! Iasă și coada și capul! Ia. Stai un pic așa, stai așa! Uite-l cât e de mare! Cât e televizorul? Ia. Mamă, ce carășoi! Între timp, tot astăzi, am mai luat și niște cherestea, niște căpriori, niște dulap, niște scânduri aici. Câțiva metri cubi. Am așezat-o cât de cât aici la șipcă, dar trebuia și scândura. Da, nu o să stea mult aici pentru că o să trebuiască să o pun la treabă. Avem proiecte de făcut. Cât e de superb trandafirul ăsta alb și mușcatele. Inițial am vrut să fie roșu și până la urmă a fost alb, dar e frumos și alb. Acum este înflorit așa în maximul splendorii.
Carasul a ajuns în tavă, l-am crestat, l-am aranjat frumos, urmează să-l prăjim. Dacă vreți să vedeți cum preparăm noi carasul, avem în videoclipurile anterioare multe postări cu tehnologia noastră și cu pești cu caras prăjit, așa că nu vă mai plictisesc. Eu vă mulțumesc pentru atenție, a fost o zi obositoare pentru noi toți, în grădină, pe iaz, urmează în bucătărie, dar până la urmă asta este viața la țară. Mulțumim pentru atenție, la revedere!